e natural, ceara natural, nu mai avem foiță aici. Noi, aici e ceara secretată numai de albinuțe. 100% natural. Da? Și deci preferă pe asta. Deci, încă o dată spun, mergem simultan. Da. Nu începe acolo, fără să am și aici semnalul. Și eu cum asta o pot vedea ori de câte ori vreau eu pe vară, pe, în fiecare zi pot vedea, de două ori dacă da, vreau. Coborând chestia e foarte simplu. Da? Da. Deci acest lucru pe mine mă încântă. Da, și noi când am observat prima construcție, de exemplu, trebuie să dăm jos atunci caturile acestea da. Și să intervenim da. În interior, să vedem da. Ce se întâmplă cu bocile și cu asta. Dar atunci o fac, știind exact unde mă duc și ce fac atunci. Iau două rame, le-am pus aici, în partea asta. Un două rame care sunt cu boci în partea aia. În felul ăsta l-am aerisit jos. Dar nu putem să tăiem direct bocile dacă de acolo, să lăsăm puternic să lucreze. Nu, le tăiem, dar ele își fac altele. Deci n-ai lupta asta împotriva lor tăindu-le, nu poți duce. Deci nu există nicio șansă. Numai singura variantă este să răsufle, adică să-i dai de lucru. Deci să punem două rame noi în interior, luăm celelalte două. Punem patru. Punem două și două. Vinem cu două aici, două acolo, două sus. Și avem tot timpul șanse ca să-l dezvoltăm și cu astea. Da, ca familie. Da? Ca familie. Uh-huh. Deci merge în mulțire și producție simultan. Simultan. Sau, so, in this case, to understand why it's important this biological house for the bee, it's because in the same times you have to collect the honey and to make another family, you know, to make another family, because when this becomes strong, this family, you can move one small part of this family in this side, which is separate, and to grow here a new family for the new year. Like this, you make the extinction of this bee. Deci, continuu, suntem într-un dialog cu familia, că avem șansa să știm tot ce se întâmplă înăuntru datorită ramei clăditoare. Deci, scotând rama aceasta, noi ne dăm seama dacă trebuie să intervenim imediat în interior sau să-l mai lăsăm. Sau să nu intervenim. Dacă nu avem nicio treabă, nu deranjăm. Orice ramă care a fost întoarsă invers, 24 de ore familia aceea i-a stricat rostul. Deci se halucinează puțin. Nu, el și-a făcut un program de lucru. Fiecare știe ce are de făcut. Totul se lucrează perfect, ordonat. Și când nu mai are vecina, celula aceea vecină, care era jumătate, că nu știu ce, am perturbat procesul. De aceea se zice că familiile uitate sunt cele mai bune. Adică, dar nu poți să le uiți din cauza că dacă tu le-ai lăsat așa, neapărat. Într-un sezon de asta puternic, în special, mergem în pastoral, de exemplu, la rapiță, unde eu am fost și am văzut că e un haos total, adică ele sunt nebunite, că au ieșit din primăvară și abundența asta de nectar și atunci trebuie să acționezi foarte rapid. Chiar mă uitam, sunt persoane care controlează la 2-3 zile. Sigur. Dar o fac perturbând continuu familia. Pe când la biostup ai șansa foarte mare de a ști exact ce se întâmplă, numai cu rama trecută. La cât timp trebuie controlat un stup în perioada de culegere, de exemplu? De regulă nu se deranjează. Nu-ți deranjează, că el s-a organizat pentru cules și în timpul culesului nu se frământă cu roitul. Abia când s-a terminat culesul, sunt indivizi mulți și facem roi. Perdem timpul, stăm așa, hai, roiul. Adică se pregătesc toată povestea care începe cu masculii deja crescuți și se trag boci la prima botcă încheiată, prima botcă care a fost încheiată, adică i s-a pus căpăcelul, de atunci începând poate pleca familia. Deci există posibilitatea să încheie o botcă în interior și noi să nu ne dăm seama? Sigur că da. De aceea nu o poți vedea neapărat, nu știi. Semnalul prin joja asta o am perfectă. Deci apicultorii sunt surprinși deseori de roirile naturale și n-au ce face decât să strângă din umeri și să caute unde e roiul. De obicei pleacă pe aproape, când îi cules, nu pleacă departe. Prima haltă o face foarte aproape de stupul respectiv. Dacă i-ai dat, ți-ai dat seama, imediat te duci și la cules. Legea roiului, cel care îl vede, ia lui. În pastoral nu poți să știi de unde a primit roiul.
Așa este. Deci, e o problemă complicată. Da. Nu. Și ei nu sunt deloc interesați să aibă familii roitoare. Apicultorii sunt frământați să aibă familiile de acelea care să fie mai puțin interesate de roit. Da. De fapt, roitul, instinctul ăsta de roire se dezvoltă de la un an la altul, din familii roitoare, într-una și mai roitoare, anul următor, și mai roitoare. Da, dacă noi le distrugem noi masculii de aici și le distrugem exact. Și bocile, nu mai au ei așa deci, tentația asta să mai roiască. Exact, și mai ales când am văzut asta și răsuflăm repede, adică le aerisim, având spațiu suficient de creștere și aici și acolo, ai o șansă imensă ca eu să știu în fiecare clipă ce se întâmplă cu stucul respectiv. La câte kilograme ajunge un stup de genul acesta? Adică deci asta e mai mult staționar, da. Să ne înțelegem. Staționar, așa da. Cum îl vedem aici. El gol, parcă la 34 kg la viorel, știu când e mai toată partea asta. Fără albină. Este plin cu tot, cu miere cu asta? Cred că se duce la vreo 70. Deci în două persoane nu ar fi greu de transportat. Nu ar fi greu în două persoane. Dar eu zic că, din ce am dat seama și am văzut, se merge pe sistem paletat. Apicultori sunt stupini în țară, suficient de multe care merg pe biostup. Acum se merg și paletat. Mm-hmm. Asta ce înseamnă că ar fi paletat? Câte doi. Unul lângă altul puși, uite așa, doi pe un palet. Mm-hmm. Și, ei direct cu paletul, cu stipuitorul, să zic așa. Da. Stipuitorul și așezat pe poziție, deci merg și așa. Dar vânările astea de susținere rezistă la greutatea asta, sigur, la ambele, sigur, să zicem sigur, așa. Sigur că da, sigur că rezistă. Așa, așa îl mutăm dintr-o poziție într-o... Eu zic când este el plin, cu tot cu capul și exact, cu toate astea, exact, rezistă. Nu există problema posibilitatea că... să rupă sau să întâmplă ceva. Că... Și el e împreună cu totul, fundul da. Acesta antiparoa și cu... Adică am uitat să vă prezint și colectarea de pole. Da. Deci... Fiecare, și asta, iată, avem posibilitatea să facem perectarea de pole. Da. Deci am pus așa. Vino, te rog, mai aproape aici să filmezi. This is the collector for pollen. Mm-hmm. Albinuța okay. Intră... Intră pe aici, intră în capcană, intră aici așa și trebuie să treacă prin orificiul acesta și când trece, culegem polenul de desubt. Ah, deci ea este obligată ca să meargă în sus, să treacă prin capcana asta și atunci polenul cade jos. Cade și pe o hârtiuță avem de desubt, punem o hârtiuță și acolo colectăm polenul. Da, și ce se întâmplă, de exemplu, dacă pe hârtiuța asta apare varoa aia, ce facem cu ea? Cum o curățăm de ea? Dacă e un accident, să spunem, o dată sau de două ori, în 24 de ori, uh-huh. Deci dacă e un accident. Dar varoa aceea nu poate să depună un polen, adică nu, să facă o minunăție, să mulțească și mai mult în polen. Nu. Ea de regulă, căzând acolo, va pleca de acolo, uh-huh. Că e vie. Da. Deci s-o desprins din ca un accident de pe ramă, uh-huh. Și pleacă de acolo. Da. Deci este interesat să plece, dar nu mai are nicio șansă să mai ridice înapoi. Nu mai vine o albinuță să urce pe ea și să o aducă în stup. Da, am înțeles, pentru că este de jos. Dar noi am putea să facem... Haideți să vă arăt cum colectăm acum. Eu voi băga colectorul de polen la aceștia. Da? Iată cum. Acum. Colectorul este băgat. Și îl duc așa fel, până am un semn aici, încât să-mi rămână, asta ce înseamnă? Să-mi rămână o fantă, ca albina care trebuie să iasă, nu mai se duce prin orificiile acestea. Da. Ci ea trece pe perete și se duce pe aici și da, iese. Așa poate să și urce înapoi. Păi, dar îi mai trebuie și polen în familie, nu? A, deci există posibilitatea să reglăm noi cât polen să captăm. Exact. Da, și când ea simte că are nevoie de polen mai mult, și mai mult albine duci la colectare de polen. Mm-hmm. Deci, producția se mărește de polen, funcție de cum dorești tu. Dacă am împins mai mult, înseamnă că
am oferit șansa să intre mai mult Polin în familie. Mm-hmm. Dacă am lăsat cam așa la o aldinuță de ieșit, Polin mai puțin intră în familie. Și cam, și acum, cam cât am putea colecta polen, să zicem, la un biostup? În 24 de ore, să spunem așa, cam când este interes, familia are nevoie de polen, nu îți mai blochează cu polen să facă costul round întregi. Inclusiv îl colectăm noi. Da? Cam cât polen, pot să spun așa, cam 200 de grame, 250 pot să fie într-o zi. O grămăjoară destul de mare. A, într-o singură zi? Da, într-o singură asta zi. Asta înseamnă că la un cules ar fi ceva kilograme. Sigur că da. La un stup. Dacă gândim așa să avem într-un sezon de la o singură familie... The collection for the pollen. Așa. Pollen, I'll show you later what you're doing. Polenul de pe floare, ea se murdărește, îl face așa cu piciorușul de perii și se așează acele grăuncioare de polen de mai multe firișoare se fac și gogoloșul acela pe care îl pun la picioarele din spate. O să vedem acum cum intră cu polen. Undeva o să chestii de mă. Da. Și acum o să vedem dedesubt acum, că pot să apară cât de repede. Deci în momentul de față, familia aceasta o pregătim pentru producție, da? Deci, normal trebuie să mai punem fanta aceea de plastic. Uite, avem aici. Ca să zicem că este el complet pentru producție. Da. Cam cât timp îi trebuie lui ca să ajungă să încarce ambele caturi la un stup? Depinde de cules. Să zicem anul acesta. Deci anul ăsta, dacă salcâmul dă, să zicem așa, da, și vedem că a început să miște, salcâmul a început să deschide pești pe acolo, da. Sunt ani când putem prinde, să spunem, la o familie puternică. Asta va fi considerată, da, o familie puternică, după câte am înțeles. Sigur că pe 10 rame de puiet, acum chiar foarte puternic. 10 rame de puiet, da? Da, da. Și acum ea își va elibera, din ce a văzut că o construit și a rămas doar pe centru pentru puiet, dezlocă sau încară din mierea care e pe margine și mai eliberează mai multe celule și atunci și acolo se va matca, vine și... E o luptă acum între matcă, nefiind extins, între matcă și albinele care depun rezerva de hrană. Da. Preferă pe matcă să s-o tot dea deoparte, pentru că interesul este maxim să facă rezerva de iarnă. Deci asta cam într-o lună, să zicem că s-ar umple ambele caturi, dacă ar fi... Depinde de cules. Deci totdeauna trebuie să aveți în vedere că albina, ori de câte ori se întâmplă ca să nu mai avem cules. Băgăm asta ca să vedem polenul. Deci ori de câte ori se întâmplă ca să nu avem cules, se transmite acest semnal spre familie, matca nu mai este hrănită și ouatul încetează. Deci dacă apare o perioadă de ploi de 2, 3 zile, 4 zile și nu mai intră deloc nectar, imediat se transmite semnalul. Deci câtă vreme se intră pe rampa de zbor cu nectar, da, este stimulată matca și ouă din ce în ce mai mult. Dar trebuie să aibă și spațiu, da, unde să depună rezerva. Păi, da, și să zicem că spațiile full de a mai face pui, ce se întâmplă atunci? De unde cunoaștem noi? S-au umplut spațiile, ia tot ouă? Atunci semnalul este pentru reieri. Când apare chestia asta, trebuie să apare interesul maxim pentru... Așa, instinctual se întâmplă și îi spune problema roiturilor și atunci eu știu. Știu de la rama plăditoare, mi-am dat drumul și merg și cu... intru și înăuntru. Și catul ăsta nu se ține plin tot timpul acolo. Cum s-a încăpăcit, când s-a căpăcit, urmează repede și se extrage și se pune din nou la extras. Dar, să zicem, pentru ambele caturi, într-un sezon de o lună jumate, Nu putem spune pe lună, poți fi numai în două săptămâni, uneori și în 10 zile, când e cules puternic, da, de albinuțile cad jos, venind cu greutate, nu reușesc să mă și pe rampa de zbor. Se întâmplă așa când e cules puternic. Sezoane, da, da? Și atunci în 10 zile ți s-au umplut caturile. În 10 zile? În 10 zile, așa de repede? Da.
o să fie. Și deci, un cad dintre acesta, cam câte kilograme are? Am spus cam 2 kg, 1 kg jumate, 2 până în 2, să zic așa. Nor 2, 18. Da? 15 kg și cu 15, iată că pentru ceea ce înseamnă să rămână în căldare. 30 de kg de miere pot să fie în cele două cadre. So, in one season, which the weather is good, the flower is nice, and the bees have a lot of work to do and to collect this nectar, these two storage can be full with 30 kilo of honey. No, both of them, it's 15 and 15 each one. That is mean that in one year, if it's a good year, you can take for just for one house of this 30 kilos of this honey for one year exactly. Ceea ce lipsește, să spunem, în momentul de față, în toate domeniile, dar și în special în apicultură, să spun așa, este desfacerea. Marea problemă a oricărei activități este asta, desfacerea. Da, pentru că există acest procesator din țară care au monopolizat, să zicem, industria asta a mierii. De fapt, ei colectează de la oricare persoană, este producătoare, la un preț foarte minimal, să zicem, foarte mic. Iar ei au accesat deja piețele internaționale și au deja conexiunile necesare pentru a le a vinde marfa aceasta. Iar tu, ca mic producător, nu mai ai spațiu ca să ajungi peste ei. Deci tu ești împedicat oarecum de acest procesator. Deci ce văd eu ca o șansă imensă pe care, mă rog, cine o poate prinde pentru Biostu, este asta, să se ocupe de colectarea mierii numai de la Biostu, pentru că nu mai fac tratamentele chimicale. Da, pentru asta e necesară să aveți o, cum să zic eu, cum îi zice, numește, nu licență, dar avizul, adeverință, ceva precum miere este biologică. Da, dar asta, repet, se poate face decât cel care își propune să facă toată povestea asta. Deci ce ne trebuiește? Urmează așa, eu ca să pot scoate mierea asta de la apicultorii care au biostucul și să o pot atesta bio, exact. Să fie bio, exact. Ne interesăm de la cei care, să zicem, stăpânesc și au toată tehnologia, ce certificate de calitate trebuie făcute. Și tu ești cel care ești interesat să vii și să faci testarea pentru ca să știi sigur. Deci, Biostucul este un indiciu că el îți oferă șansa asta. Da. Și pe la el mergând, spui, dacă tu ai mierea așa cum este ea produsă de către Biostuc, și polenul și mierea, toate produsele acestea. Dar acest procesator deja fac acest lucru, deci îi colectează și bănuiesc că au o procedură pe care... Nu știu, dar eu nu m-am ocupat de chestia asta. De cele mai multe ori merg, tot asta spun Laurențiu. Deci eu dacă aș fi la vârsta ta, nu m-aș canaliza foarte tare pe facerea producției, ci m-aș gândi la construcția aceasta, pentru că din tot ce am înțeles, există un interes maxim la nivel nu numai național, internațional. Dar internațional, pentru că există o mare problemă. Pentru că noi luptăm, să spunem, să ținem varoa în mână de timpuriu. Iată, noi suntem acum nu pe cât 5, cât de bază, în 5 sau 6, 5, 5, da? În 5. Și pe 5 mai am pornit procesul de colectare a varoa. Deci eu ținând asta în mână toată perioada asta, am șansă ca familia asta să nu mai sufere foarte mult așa cum se întâmplă. Ea va fi influențată de la alte stupini, pentru că varoa asta se duce la un stupin la alta. În ce sens? Femeile de varoa călătoresc pe albinuțe. Da. Se duc pe cele care
merg la câmp și pe floare acolo se pot duce, sau cel mai des la apă, când stau la băută apă albinuțele, da. Femeia de varoa scoboară de pe albinuța asta, a secătuit-o pe asta, nu mai este mulțumită de câte rezervă de hrană are, exact. Și se duce pe o altă albinuță și aceea se duce în alt stup. Și în felul ăsta iar infestează și acela. În afară de faptul că e destul de periculoasă pentru tot ce înseamnă varoa asta, pentru tot ce înseamnă, să spunem, individul în sine pe care îl parazitează, dar cu ocazia asta și foarte mulți virusi transmite, se aduc în stup. Da. Da. Și urmează dezorientarea albinei, urmează fel de fel de probleme complicate. De aceea, eu insist și spun, pentru tine, dacă știind că eu nu sunt acum o persoană care viu și prezint ideea asta cum se întâmpla în 2010, când televiziunile toate erau pe capul meu și când pe la târgurile apicole nu ai văzut că făceam. Da, exact, exact. Acum sunt la un nivel, iată, au trecut 8 ani de zile de acum, al 8-lea an suntem, și eu am destule filme, iar tu te poți duce pe culoarul ăsta, pentru că faci dovada acestei munci ale mele de ani de zile și nu numai că am făcut-o mergând pe la târguri apicole, prezentând-o și filmele acestea vorbesc la sine, ci am mai făcut încă ceva. Am reușit să ajung și la Ministerul Agriculturii, spuneam, da? Că am stat de vorbă cu Cioloș, cu ministrul, primul ministru, atunci în 2016 bănuiesc, dacă îmi amintesc bine, și m-a trimis la Ministerul Agriculturii. Acolo m-am întâlnit cu ministrul, secretarul de stat Botănoiu. Deci Botănoiu știe de mine. Da, da, bineînțeles. Așa. Și el mi-a spus, acesta este un bun al României. De ce n-am merge la Bruxelles cu acest proiect? Da. La momentul acela nu aveam aceste diafragme. Diafragmele acestea nu le aveam din plastic, le aveam din polistiren. Ei bine, dragilor, acum, iată că o și început polenul, nu? Look, this is the pollen, take one to see it, how is it. This is come from the flower. No, you can take it. Aici e, așa, ăla e polen, grăunciorul de polen. Take it and try it. No, no, trebuie să stai aici. No, it's there. Așa. Try to eat it now. Da, da. To test how is the fresh one. Directly from the... Și asta spuneam, ca să-mi termin ideea, l-am dat pe cele din PFL, cum erau construite. Da, da, da. Și n-a fost destul de convingător, ba mai mult doamna respectivă care se ocupă în cadrul Ministerului, doamna Dana, care a făcut și legea asta a apiculturii, sunt pe scaun acolo, fără să aibă o idee concretă despre... Asta da. Și n-a fost decât una care să îmi pună frână. Pentru că da. Dacă noi am dezvoltat mai mult ideea... Deci elanul lui Botănoiu, care încă acum ministrul de secretar de stat, a fost foarte mare, dar a fost potolit îndată de către doamna Dana. Da. Tu, unul care trecut acum pe la mine... Fost, da, foarte impresionat de prima dată. Și că, care m-ai văzut acum făcând treaba asta, poți să spui, luându-și pe cei 2-3 prieteni care mai ai, faceți o echipă. Asta ne-am gândit, așa, și să mergem pe ideea să producem asta, bio. Asta. Dar nu munca ta pentru a avea produsul izolat, că te izbești de aceeași problemă. Finalul va fi din nou desfacerea. Eu asta îți propun ție. Piețele de desfacere există. La momentul actual eu cunosc anumite persoane care sunt interesate să achiziționeze produsul, numai că ne trebuie un certificat. Toate acestea vă interesați la Ministerul Agriculturii. Da, acolo am fost și ne-am interesat în general și este foarte greu să obții acel certificat. Deci după nu știu cât timp, 2-3 ani, când ei constată și consideră că ai produce într-adevăr merea biologică, nu e necesar numai faptul că albinele lucrează într-un stup bio, dar
trebuie, de exemplu, o zonă unde să fie atestată bio, trebuie mai multe condiții îndeplinite. Condiții îndeplinite, să zicem da. Așa, da. Pentru a obține acest certificat. E foarte greu, deci te lovești aici de niște lucruri imens de greu de rezolvat. Da. Asta e marea problemă, pentru că ca să găsești o persoană care dorește să achiziționeze, este simplu. Dar tu dacă nu dispui de acel certificat, nu pot să livrezi mierea. Înțelegeți? Da. Deci eu cunosc persoane care mi-au zis, poți să-mi aduci un certificat, eu îți cumpăr 100 de tone. Dar da. Adun certificat că este atestat bio, ei, oricum ei trec prin niște controle și prin niște probe, dar fără certificatul acela nu ai făcut nimica. Asta da. Este marea problemă. Da, am înțeles. Însă eu rămân... Deci noi avem stupul bio, avem mediu bio unde producem, da. Dar nu avem certificatul. Iar ei ca să vină să constate că noi producem și asta, nu e nevoie numai de o probă, dar e nevoie să afle dacă avizul cutare din partea primăriei este ștampilat corespunzător că nu au fost puse chimicale pe suprafațele acelea de flori sau fiu. Deci sunt mai multe lucruri pe care... Tot ce spui tu este perfect, adevărat. O polisare, da. Așa, pentru că v-a spus anumiți procesori de miere în țară, care doresc să aibă acest monopol și de asta nu este foarte ușor de obținut aceste avize. Pentru că ei, găsind mierea bio de la dumneavoastră și având probele că ea este bio, ei sunt procesători. Am înțeles ce spui. Fiindcă au reușit să fie în fața ta, exact, adică spus. Exact. Fiind în fața ta, mai greu îți vine ție să vii acum și să te duci pe culoarul respectiv, pentru că e tot atât de adevărat. Că și aici, cei care au obținut uneori cu concursul, să spunem, a unor relații, că așa e în România asta noastră, nu poți să vorbești așa. Exact. Dar acum tu, eu spunându-ți ții că am fost la Botănoiu, Botănoiu m-a trimis spre soția lui Ponta, pe care am văzut-o recent manifestând un interes deosebit și vorbind despre apicultură. Nu întâmplător Botănoiu m-a trimis acolo, încearcă să vezi acolo, uite, eu am descoperit pe cutare, dar nu-ți vorbe. Da. Este acel care de unul singur acolo a dus lupta asta împotriva varoa și a dus la un anumit nivel. Vă pot confirma cu filmele care sunt. Vă confirm și cu filmulețul în care eu sunt acolo. E necesară proba și produsul, dar nu e... Dar te poate, asta vreau să spun, te poate sprijini spunându-ți, iată ce pași trebuie făcuți. Eu pot să preiau asta, să duc la nivelul european. Să putem face din biostucul ăsta, cum să spun, un brand care să însemne pentru România o șansă. Da. Și în felul ăsta, tu, ocupându-te de partea asta de desfaceri și având interesul ca să ai siguranța că de la acest biostup putem produce, să avem produsul, mergi și spui, oferiți o șansă, cum mi-a spus Botănoiu și el a fost foarte de acord. Hai să oferim o șansă dezvoltării apiculturii pe acest biostup, oferind o subvenție pentru biostup. Da. Să putem. Deci eu acum există subvenții, există subvenții și din partea Uniunii Europene și din partea României. Sigur că da. Dacă sigur. Vrei să pornești o afacere în domeniul apiculturii și da. Dacă ești deja tocmai convins că ai vrea să faci acest lucru. Eu insist spunându-ți că având cărarea făcută, da. Nu-ți rămân decât să te duci pe cărarea asta. Exact. Cu 2-3 oameni acolo la Ministerul Agriculturii să vorbiți. Iată, în filmul ăsta care îl voi pune diseară, am ce să vă arat. Eu am fost acolo la omul ăsta. El a dus de unul singur până la nivelul acesta. O luptă, să zic ceva. Hai să valorificăm acum. Eu m-am gândit în felul următor. Atâta timp ca să poți să faci lucrul acesta, trebuie să ai tu o fermă destul de mare. Deci, să zicem, nu mai ai timp să te ocupi. Ca să demonstrezi că într-adevăr, pentru că tu iei niște probe și le trimiți nu în România, dar le trimiți în Germania, la analize, le trimiți în Anglia, în Belgia, în Franța, în Spania, în țările care ești interesat,
să vinzi acest produs. După ce obții rezultatele de la probe și ai toată documentația, atunci poți să mergi la minister și să spui: domnul meu, eu am testat acest produs, nu în România numai, dar și în alte țări, care într-adevăr au ajuns la concluzia că produsul acesta este bio. Tu vezi într-o altă direcție, eu văd în varianta asta în care putem vezi în pași mărunți, adică să poți să treci tu, să ai tu ferma ta, sau voi să aveți ferma voastră și pe urmă cu produsul, odată venind, te întorci înapoi și spune lor așa. Dar acum, aceasta durează, ca să spun. Sigur. Da? Da. Ani de rând care vor scurge. Da. Propunerea mea, câte vreme în momentul ăsta sunt stupini nesuficiente în țară care sunt pe biostuc, propunerea mea este să ataci de la nivelul acesta încolo. Adică partea tehnologică este pusă la punct. Avem toate argumentele, avem stupine care se ocupă de treaba asta. Dar vedeți care e problema? Problema este că ei cer anumite condiții, de exemplu, să nu existe sârmă în interiorul ramei de nu știu ce material. Sigur. Da. Să nu existe toate chestiile astea. Exact, să nu existe vopsea care să nu fie de vopsea pe apă. Da. Deci sunt niște, degeaba noi avem stupul acesta bio, dacă nu îndeplinim condițiile care le vor ei. Deci sârma din rame să nu fie decât de inox. Lucrurile acestea, poate lor nu le convine plasticul și vor ceva din lemn. Nu, sau poate este făcută plasticul ăsta din tot ce știu eu de la Viorel, din plastic alimentar, adică sunt îndeplinite condițiile. Și nu punem mierea în el, nu avem decât... Asta sigur, dar vezi că ei au un standard al lor și noi trebuie să respectăm standardul lor, indiferent de ce am face. Deci, asta e foarte important, pentru că noi trebuie să mergem cu dovezile din start. Da. Că respectăm standardul lor, că suntem pe unda lor de concepție. Pe scurt îți spun așa. Alegi tu pașii pe care vrei să-i faci. Acum, eu... Laurențiu mi-a făcut datoria, ca să spun așa, am stat de vorbă cu tine, ți-am sugerat și partea asta altă. Nu strică dacă tu găsești timp până când să pornești tu la treaba asta, să porniți voi, nu strică să mergi și pe planul care ți-am spus eu, dacă cumva sesizezi interesul cuiva și cuplezi și cu un politician cum e... Dacena Sârbu, care... Da, vedeți că asta v-am spus. Acest procesator care sunt aici la noi... Sigur. Te vor opri, oarecum să înaintezi tu, ca fiind un mic producător, pentru că ei deja cumpără mierea de la tine, de la el, de la el, de la alții, da. Și au acces la pieții, dat fiind faptul că ei și-au făcut documentația asta toată. Și atunci tu, ca să ajungi să vinzi individual, ei, de fapt, ce sunt? Ei sunt niște intermediari ai mierii, dar ei câștigă mai mult ca tine, care tu ești producător. Am înțeles, dar uite-te că în toate activitățile care sunt, plecând la ministru care e ministru politic pus, există și interes politic a cuiva. Și dacă tu trezești interesul, asta mă străduiesc să spun ție acum, cuiva care simte că poate să câștige, hai să spunem lui capital electoral, că asta au ei, numai atâta au în minte, atunci pot să vină să cupleze și să spună, să spreiați ideea că este construcția făcută, totul este făcut. Eu doar atâta spun, când am stat cu Bătunoiul atâta, mi-a spus, neapărat trebuie mers la doamna Dacena Sârbu, că știu eu bine că cu asta se ocupă. Ea am văzut-o recent la televizor, care era cea care își punea problema apiculturii, deci era un interviu pe apicultură. Fă pașii ăștia. Uite, discuția e purtată cu mine. Tot ce discut eu cu tine va fi pus pe film. Da. Și așa...